invitat să fie numele de parte. Deci, cine va fi domnul vede că practic va face un pic într-o parte. Se gândește că poate nu pun stițele pe ambo, n-ar cu acela, sau chiar dacă le am, nu le fi din lângă mine. Dar pe acasă le am prin Biblie, nu le cu el. Ziceam că cu precedarea aceasta, mă o spune cel puțin două ori de fratele lor să-mi spune că această carte sfântă trebuie să rămână întotdeauna pe ambo, este Biblia Bisericii, și prin urmar să o luăm, să o punem din discuție și prima noastră de acasă a dus-o mai vrednică. Era o valoare absolut egală, amin? Așa. Deci de aceea eu o las aici, la textul citit, îl și folosesc de ea și deschid și Biblia mea care are multe, știu eu, semne puse prin ea și multe nevinuiri în a vorbi din cuvântul Domnului. În al doilea rând, vreau să vă spun că dintre toate mesajele care se rostesc în bisericile noastre pentecostale, consider că învățătura despre lucrarea Duhului Sfânt este una dintre cele mai importante mesaje. Amin. Am observat că se pune foarte mult accent pe convertire. Se pune foarte mult accent pe învățătura despre nașterea din nou, dar despre lucrarea Duhului Sfânt se vorbește mai puțin. Lucru care, pentru cel puțin pentru Biserica Primară, au fost esențiale. Eu n-am pretenția că vă voi spune în această dimineață lucruri noi. Nici măcar n-am pretenția că voi spune tot ce s-ar putea spune despre lucrarea Duhului Sfânt. Eu sunt un om cu limite, cu slăbiciune. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să mă folosească în dimineața aceasta să plantăm câteva jaloane, câțiva țăruși. Sau să ne readucem aminte de câteva învățături de bază despre lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că am observat aceasta. Există foarte multă confuzie în mintea credincioșilor. Și vă mărturisesc convingerea pe care o am și în care cred. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu se poate ajunge în cer. Nu se poate ajunge în cer. Unii vorbesc despre convertire. Spune, dacă ai crezut, ești mântuit. Și ai terminat cu lucrarea pe care ar trebui să o faci în dreptul tău. E suficient să crezi. Alții vorbesc despre nașterea din nou și zice, dom'le, ești născut din nou, ești mântuit. Ești copilul lui Dumnezeu și nu mai merg mai departe să vadă oare poți ajunge în cer totuși, chiar născut din nou fiind, sau mai trebuie ceva pe lângă. Eu aș vrea să punctăm câteva lucruri. Și aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă cerceteze în primul rând pe mine. Și apoi aș vrea să cerceteze pe toți cei prezenți. Să știți că Biserica Primară a pus un foarte mare accent și la ora de rugăciune s-a amintit ceva pe lucrarea Duhului Sfânt. Slujitorii din vremea aceea au avut această opțiune în mintea lor și această încredințare în mintea lor că pentru toți credincioșii este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și bineînțeles de ce este nevoie de el? Ca să ajungă la mântuire. Că mântuirea ea este în două faze. Este o mântuire, ca să zic așa, declarativă și începută. Domnul Hristos ne-a smuls din lumea aceasta, ne-a izbăvit de păcatele noastre, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale, dar încă aici pe pământ, și mântuirea aceasta trebuie dusă până la capăt. Adică să ducem acolo în cer. Dar unii se pierd pe parcurs. Se pierd pe drum. Deci mântuirea nu este cum predică unii americani că nu se mai poate pierde. Ea se poate pierde. O poți pierde dacă nu stai înainte lui Dumnezeu. Ei, Biserica Primară, având aceste lucruri în minte, a avut grijă întotdeauna și să accentueze necesitatea, obligativitatea credincioșilor să stăruiască după Duhul Sfânt, să primească acest Duh Sfânt, care să ne fie de folos apoi în lucrarea de creștere și de desăvârșire pentru mântuire. Și sunt versete în Biblie. Eu am început un pic cam târziu astăzi și nu o să am timp să vă dau toate referințele biblice. Dar dumneavoastră le cunoașteți. Și lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în Biserica Primară, s-au citit textele, s-au umblit de dimineață, apostolul a fost preocupat în Samaria care au primit cuvântul. Să meargă Petru și Ioan la ei să se roage pentru ei să primească Duhul Sfânt.
ucenicii lui Ioan, în Efes, pe care îi întâlnește Pavel. Preocuparea lui Pavel a fost, voi chiar dacă ați crezut, voi trebuie neapărat să fiți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. De ce aceasta? Dacă nu era nevoie despre lucrarea aceasta pentru mântuire. Vreau să vă spun, unul din argumentele pe care le am de aici din Biblie, și o să le citesc, dar înainte de a intra în ele, aș vrea să facem o mică diferență între aceste trei stări pe care trece un credincios. De la intrarea lui pe calea credinței și până când ajunge în cer la Dumnezeu. În primul rând, există lucrarea aceasta a convertirii sau a primirii credinței. Cu asta încep. În Romani, de exemplu, ni se spune în capitolul 10 cu versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ăsta e primul punct care se întâmplă în viața unui om. El e în păcatele lui, e în lume, e în stările lui pe care le trăiește și la un moment dat vine în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Și venind în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, auzind cuvântul lui Dumnezeu, unii din ei, nu toți, dobândesc ceva, dobândesc credința. Eu vreau să vă întreb, credeți că e suficient și omul acela, dacă crede, gata, au ajuns în cer, e mântuit? Deci credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Sigur că și aceste lucrări le face Duhul Sfânt. Sigur, le face Duhul Sfânt. Dar nu este același fel de lucrare pe care noi îl găsim în Noul Testament după botezul cu Duhul Sfânt. Înainte de botezul acesta cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt face anumite lucrări. De fapt, nu este răuzată pentru credincioșii pentecostali, pentru frații care sunt de mult în biserică, că Duhul Sfânt a lucrat și în Vechiul Testament. Duhul Sfânt a fost părtaș la lucrarea lui Dumnezeu de la început. La actul creației. Atunci când Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. În Vechiul Testament sunt multe referiri când Duhul Sfânt venea peste câte un proroc. Peste câte un judecător. Peste câte un conducător laic. Și îl călăuzea, îl însoțea, îl ajutea lucrările pe care avea să le facă cu poporul evreu. Asta este o lucrare pe care Duhul Sfânt o făcea. Dar Duhul Sfânt, la vremea aceea, nu locuia în trupul omenesc. Însoțea, venea peste, inspira. Dumnezeu a promis prin prorocul Ioel că va veni o vreme când Duhul Sfânt va avea ca locuință trupul omenesc. Și apostolul Pavel, la un moment dat, vorbind despre credincioși, spune, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt, dacă Duhul Sfânt, bineînțeles, locuiește în voi. Ei, prima lucrare pe care tot cu ajutorul Duhului Sfânt se face, este auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Frații predică, însoțiți de Duhul Sfânt, omul păcătos aude cuvântul acesta și la un moment dat crede. Dar nu-i destul atât. Apostolul Petru ne spune aceste cuvinte că noi am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin această sămânță dumnezeiască care a fost sădită în inimile noastre prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta lui Dumnezeu este o sămânță. De ea spune în Evanghelia după Ioan, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia lui proprie, nici din voia unui om, ci născut din Dumnezeu. Din sămânța aceasta, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și ea acolo un om încoțește, mai întâi generează credința. Și am întâlnit oameni care au făcut mărturisirea aceasta. Vede, eu cred din toată inima că tot ceea ce se spune acolo la voi, la Pocăiți, e adevărat. Eu cred în Dumnezeu. Eu cred în un mântuitor al lumii. Auzi comentatoarele de la televiziune. Prezentatorii de televiziune care spun despre Domnul Hristos că e mântuitorul lumii. Că a venit în lumea noastră să ne mântuiască. Poate chiar cred în ideea aceasta. E, da, e suficient atât? La un moment dat, în procesul mântuirii, în urma auzirii cuvântului și în urma primirii în inima credinței, apare ceva. Fenomenul pe care noi îl numim nașterea din nou. Regenerare. Duhul omului dintr-o dată se trezește la viață. Omul ăla din lăuntru, care e mort. Spunea apostolul Pavel, voi erați morți în păcatele voastre. În primul rând, erau morți în Duhul lor din lăuntru, că fizic erau în viață. Dar Duhul din ei era mort. Partea aceea care poate comunica cu Dumnezeu dacă are viață. Și Duhul acesta se trezește la viață. Dintr-o dată.
Dintr-o dată omul care crede, nu se mai mulțumește că crede. Zice, nu, de acum eu vreau să pun punct la ce am făcut până astăzi. Adică exact ca și în procesul nașterii fizice. Eu sunt bunic, am 10 nepoți și am văzut cum au venit 10 nepoți în familia noastră. Am văzut cum au intrat în lume ca niște bebelași, ca niște copilași. La un moment dat au stat acolo undeva, într-o lume a lor specială, în pântecele măicuțelor lor, și apoi au venit în lumea aceasta, prin procesul acesta al nașterii. Nașterea din nou este cam același lucru. Ești într-o lume în care ai fost, în care chiar dacă ai avut ochi, nu te-ai folosit de ei. Chiar dacă ai avut urechi, nu te-ai folosit de simțul auzului. Chiar dacă ai avut limbă și gură, nu te-ai folosit ca să poți mânca, să puși ceva. Și din lumea aceea în care ai fost și ai avut mădulare, dar nu și simțul, că nu ți-au fost de folos, ai intrat într-o altă lume, unde deja simțul acestea le poți folosi. Dar nu de când ești bebeluș mic. Dar te-ai născut. Nașterea din nou este acel proces prin care un om, un individ, un ins, o inimă, un suflet, o ființă, iasă din lumea lui, de păcate, de fără de lege, de știu eu, și intră într-o altă lume, lumea lui Dumnezeu. Credeți aceasta? Ei, dar acum eu vă întreb, e destul atât? E suficient să te naști din nou? Eu am văzut foarte mulți copilași. Ce s-ar întâmpla cu un copil de ăsta? Chiar născut, având în el viață, că pe asta marșează foarte mulți teologi, bă, are viață, nu? Dacă e născut din nou, are viață. Am văzut pe belași, am ținut în brațe pe cei mai mulți dintre ei. Are viață. Copilașul lui Cristina are 3 săptămâni, are viață. Dacă nu-și folosește simțul. Încă n-are putere, încă n-are înmădularea lui energie. Încă nu poate să facă nimic de unul singur, dar viața are. Din punct de vedere spiritual este același lucru. Chiar născut din nou, tu poți să fii absolut, cum se spunea de dimineață despre un copil, e ca o legumă. Nu face nimic. Spune Apostolul Pavel, Apostolul Petru, citesc și acest cuvânt, 1 Petru, capitolul 2, versetul 2. Și ca niște prunci, născuți de curând, sătoriți în laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Păi cum, dacă ești născut din nou, încă nu ești mântuit? Dacă ești născut din nou, spune că cei născuți din nou sunt fiii lui Dumnezeu. Într-adevăr. Dar trebuie să crești, să ajungi la mântuirea aia desăvârșită, adică să ajungi acolo în cer. Și spune aici, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci există un proces care începe după ce există acest proces al nașterii din nou. Există un proces care începe și eu spun și afirm și o să vă dovedesc cu Scriptura că lucrarea aceasta de creșterea unui om spiritual, de împuternicirea unui om spiritual, de întărirea oaselor unui om spiritual, o face Duhul Sfânt și o face atunci când vine acel botez cu Duhul Sfânt despre care atât de mult s-a vorbit. Dacă aceasta nu se întâmplă niciodată, copilul acela poate să moară. Dacă nu e îngrijit, dacă nu e învățat, dacă nu e întărit, dacă nu e împuternicit, el poate să moară. S-a spus de foarte multe ori și am auzit aceasta că, băi, dacă e născut din nou, e copilul lui Dumnezeu și cu asta și-a asigurat mântuirea. Și sigur e bine să treci prin experiența botezului cu Duhul Sfânt, pentru că, mă rog, ai altă perspectivă, ai putere. Dar nu e neapărat nevoie. Asta au nevoie predicatorii, au nevoie slujitorii, au nevoie apostolilor, au nevoie de ea. Au nevoie cei care merg să predice Evanghelia, misionarii. Vreau să vă spun un amănunt de care sunt absolut de plin încredințat. Când Domnul Hristos a murit pentru păcatele noastre și a fondat o împărăție, în câteva locuri în Biblie scrie despre credincioși, despre cei pentru care El a murit, a căror păcate le-a plătit, pe care i-a scos din felul lor de șer de mântuire, pe care i-a răscumpărat, spune despre ei, ai făcut din ei o împărăție și ce? Preoți pentru Dumnezeu, Tatăl tău și pentru El, pentru miel. De mai multe ori în Biblie sunt cuvintele astea. Acum vreau să vă întreb, numai
apostolii au fost preoți. În viacul primar, în biserica primară, în timpul vieții apostolilor, credincioșii, cum vă spuneam la început, toți credincioșii care au mărturisit un cuget curat înainte de Dumnezeu, care s-au botezat, au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, au făcut parte din această preoție. Și au făcut și slujbele pe care le-au făcut orice preot. Vă dau câteva exemple. De exemplu, apostolul Petru este chemat în casa lui Corneliu. Știți istoria, nu mai citesc acum, timpul meu e scurt în dimineața asta. Și spune Biblia, ca să meargă în casa lui Corneliu, a luat cu el pe niște frați din Iope. Nu l-a luat pe Ioan Petru, cu care umbla de obicei, nu a luat cu el pe ceilalți apostoli, a luat pe niște creștini născuți din nou și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Ia-l cu el. Și când au ajuns în casa lui Corneliu, Petru vorbește și face slujba. Duhul Sfânt se coboară peste cei care ascultau cuvântul acolo. Și Petru, mirat, blocat, zice, se poate opri apa? Să nu fie de toți aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și el urmează niște cuvinte. A poruncit să fie botezați chiar în ceasul acela. Vreau să vă întreb, la cine a poruncit Petru să fie botezați cei din casa lui Corneliu? La cine a poruncit? La frații din Iope care l-au însoțit. Care nu aveau altă calitate în biserica primară decât că erau credincioși adevărați, pe care Duhul Sfânt i-a botezat și care au fost împuterniciți să facă parte din această preoție sfântă. Sau, spune un alt cuvânt din Biblie, la un moment dat are loc cu acea ucidere a lui Ștefan cu pietre. Știți? Istoria nu vă citesc acum? Și apoi urmează cuvintele acelea. Cu ocazia uciderii lui Ștefan cu pietre s-a stârnit o mare prigoană împotriva credincioșilor. Și spune acolo cuvântul sfântă, toți s-au împrăștiat cu excepția apostolilor. Ei au rămas la Ierusalim. Dar ceilalți credincioși, aia 3.000 sau 5.000 de credincioși, care au fost, știu eu, afectați de această lucrare, de prigoana aceasta, s-au împrăștiat. Biblia spune că ei mergeau din loc în loc. Și propovăduiau Evanghelia mai ales iudeilor. Probabil că mulți dintre ei erau și iudei. Totuși, spune Biblia, au fost câțiva oameni care au vorbit și grecilor în Antiohia. Harul Domnului a fost cu ei, o mare mulțime a crezut. Și după 2 ani aude biserica din Ierusalim și se trimite la ei pe Barnabă. Într-o biserică înființată, nu de apostoli, nu de trimișilor, ci de oameni născuți din nou, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și care și-au făcut parte de preoți, au predicat Evanghelia și au fondat o biserică. Când ajunge Barnaba la ei și au văzut harul de care erau însoțiți, numai atât a răspuns. Să stări în harul ăla de care s-au lipit. Că ăla-i singurul har. De ce aceasta? Și mai am și alt exemplu. Și părinții bisericești menționează aceasta. Primii credincioși au fost oameni care din toate punctele de vedere au urmat pe apostoli. Au fost oameni care au făcut parte din acea preoție sfântă despre care vorbea Dumnezeu, despre care scrie în cartea aceasta. Îmi doresc ca Biserica din Montreal și Biserica Pentecostală în general și toți creștinii să fie cu adevărat o preoție duhovnicească, o preoție sfântă. Mă uit eu și spune, nu, domnule, nu avem nevoie de Duhul Sfânt noi. Dacă suntem născuți din nou, e suficient. Au nevoie cei care merg în lucrare. Mai vin un argument. Spune Biblia aici, în textul acesta care ne-a fost citit astăzi, că în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Cine era în același loc? Erau cei aproape 120 de oameni. Între ei era și Maria, mama Domnului Iisus, femeile care au mers împreună cu ucenicii și frații lui Iisus. Și acum, toți aceștia care erau acolo, aproape 120, nu numai cei 11 plus cel ales în locul lui Iuda, toți aceștia stăruiau, și fratele Iosif amintea într-o seară despre treaba asta, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Și mi-am pus o întrebare. Dom'le, dar și Maria au avut nevoie despre botezul cu Duhul Sfânt dacă El este dat numai pentru cei care merg în lucrare? Pentru că ea, până la urmă, după cultura evreiască, nu putea să meargă să predice Evanghelia. Și mai mult, ea avea o mențiune specială în Biblie, dacă deschideți împreună cu mine, în Evanghelia după Matei. Există aici scris în primul capitol
atunci când la Maria a venit îngerul, nu în Evanghelia după Matei, iertați-mă, mă rog în Evanghelia după Luca, nu mai caut acum, că timpul e scurt, a venit îngerul Gabriel. Știu ce scrie. Se bățișează înainte ei și spune pregăciune fiecare ce s-a făcut, mare har. Să vină un trimis al lui Dumnezeu, mesagerul cerului, la un om, la o femeie, să îi se plece înainte și să-i spună plecăciune fie, că i s-a făcut mare har și spune mesajul primit din partea lui Dumnezeu, vei lasă un fiu și așa mai departe. Ea la vorba de Domnul Iisus Hristos. Și totuși femeia aceasta, care i s-a făcut mare har și la care îngerul îi spune, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, Marie, iată ce se va întâmpla cu tine. Ea stă și ea cu ceilalți ucenici, cu acei grup mai mare, 120, și stăruiește împreună cu ei pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și Biblia spune că și ea a fost botezată. E adevărat, o Dumnezeu. Duhul Sfânt, când s-a coborât, peste fiecare din ei s-a așezat câte o limbă de foc. Toți au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Deci, avem un exemplu în Biblie, cât de importantă a fost lucrarea aceasta pentru primii creștini și cât de importantă ar trebui să fie și pentru noi astăzi, dacă ne uităm în Scriptură, la exemple pe care le avem în Scriptură. Și cineva spunea, da, și am auzit mărturia aceasta, dacă nu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu poți să fii mântuit? Cum dacă ești născut din nou, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai viață, nu poți să fii mântuit? Vreau să vă spun ceva, spuneam, copilul acesta a intrat în lume. Fizic vorbind. El are nevoie de îngrijire, adevărat sau nu? Are nevoie ca cineva să-l rănească. Are nevoie ca cineva să-l îmbrace, să-l dezbrace. Are nevoie ca cineva să-l învețe să-și folosească mădunarele. Uitați-vă, un bebeluș nu știe să mănânce cu lingura, cu furculița, cu cuțitul. Dacă lași singur, chiar dacă are vreun an de zile, face ravagii. Ce se întâmplă cu el? De ce? Pentru că așa a lăsat Dumnezeu regula asta vieții, ca copiii să aibă nevoie de o îngrijire specială. Din punct de vedere spiritual este același lucru. Omul ăla născut din nou, el are nevoie de o îngrijire specială. Și Domnul Iisus Hristos a promis aceasta. Că va da în locul lui care i-a oprotit pe apostol, care i-a îngrijit pe apostol, care i-a le-o purtat de grijă apostolilor și le pune și o întrebare. În acești 3 ani și jumătate, când ați fost cu mine, ați dus voi lipsă de ceva și i-au auzit de nimic, Doamne. Pentru că l-au avut pe el, pe Domnul Iisus cu ei. Și Domnul Iisus a zis, nu vă voi lăsa orfan, eu mă duc. Dar trimit pe cineva în locul meu care să fie cu voi. Nu numai cu ei ca apostoli. A zis în rugăciunea aceea celebră din Evanghelia după Ioan, nu mă rog numai pentru ei, ci mă rog și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor. Apostolii aveau nevoie de mângâietorul care l-a primit Dumnezeu și aveau nevoie și cei care vor crede de acest mângâietor care să fie cu ei și să fie în ei. Dar bine, dar dacă lucrează Duhul Sfânt la procesul nașterii din nou, nu-i suficient? Spuneam odată că fratele Iosif m-a pus de data aceasta pentru a treia oară de când țin o minte să vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt lucrează întotdeauna din două ipostații. El lucrează și din afara casei pentru casă și lucrează și din interiorul casei pentru casă. Procesul nașterii din nou este lucrarea Duhului Sfânt. La un moment dat intervine acest amănunt. Acum, omul ăsta e născut din nou, e un copilaș. Dar ca să continuăm lucrarea cu el, trebuie ca Duhul Sfânt să fie acolo în om. Să-și aleagă ca locuință acest templu. Să fie acolo în toate împrejurările vieții. Unii spun, Doamne, nu-L mai chema pe Duhul Sfânt de nu știu unde, că doar El e acolo cu Tatăl și cu Fiul. Așa scrie. Dar aici, în textul acesta de astăzi, măcar că oamenii aceștia, opinia mea și punctul meu de vedere erau că ei erau născuți din nou și avem câteva argumente în Biblie, n-am timp să le caut. Ei au spus la un moment dat Domnului Hristos, Doamne, noi am lăsat tot ce am urmat. Unii identifică nașterea lor din nou cu momentul când Domnul Hristos a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Tot ceea ce se poate numi până aici, până la înălțarea Domnului Iisus Hristos, poate să o înțelegem și așa. A fost un proces. Nașterea din nou s-a produs. Erau născuți din nou. Dar ei mai aveau nevoie de ceva. Aveau nevoie să se întâmple cu ei ce a promis Domnul Iisus Hristos. Și promisiunea lui nu putea să fie efectivă
decât după proslăvirea lui, adică după înălțarea lui la cer. Și el a spus, mă duc și vă trimit ce v-am promis, acel mângâietor care va fi cu voi. Care ce să facă? Și aici avem ceea ce spuneam despre un bebeluș, că trebuie să se întâmple cu un copil spiritual născut din nou. Și lucrurile sunt foarte clare. Spune despre acest mângâietor că el vă va învăța. El nu numai că a lucrat din afară pentru trupul vostru, pentru convingerea omului că e păcătos și că are nevoie de mântuire. Nu numai că a lucrat din afară pentru a dovedi unui om că are nevoie de Domnul Iisus Hristos ca să-l izbăvească de păcatele lui. Ci acum, dacă se împlinește promisiunea Domnului Iisus Hristos și vine Duhul Sfânt în forma aceasta în care am văzut povenit și mai multe exemple în Biblie, el va locui în credincios și va începe să lucreze în el. Ceea ce unii cercetători ai Bibliei numesc treapta a doua a sfințirii. Pregătirea pentru răpire sau pregătirea pentru intrarea deplină în împărăția lui Dumnezeu. Pentru intrarea în cer. Ca să ajungi în cer trebuie o pregătire specială. Trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt. Trebuie să mai faci câțiva pași. Și ca să faci pașii ăștia, e nevoie ca Duhul Sfânt să vină și să înceapă. În primul rând să te înveți. Zice că El vă va învăța toate lucrurile. Scrie asta în Scriptură. Vreau să vă spun ceea ce te învață Duhul Sfânt când vine într-un om, când îl botează cu Duhul Sfânt. Nu e educație. Nu e educație. Noi ne putem educa copiii. De exemplu, în Uniunea Sovietică a fost ideea aceasta și au preluat-o și comuniștii români că, dom'le, poți să creezi o clasă de oameni noi prin educație. Și unii ca să dovedească aceste spuse, au zis, chiar și un animal poate fi educat. Poate fi instruit. Și au prezentat până la urmă tot felul de animale, ca să dovedească că oamenii și animale sunt în același regn, că toate vin din aceeași origine și că nu e nevoie de credință, de relații cu divinitatea, că poate omul să progreseze prin educație, prin învățătură și să ajungă la un nivel extraordinar. Prototipul de un nou, spuneau comuniștii. Și unul ca să experimenteze aceasta în fața oamenilor a făcut un experiment. Și a spus, și-a pregătit acolo aparte o pisicuță. La care i-a spus la un moment dat, prin semnarea lume, să cineva deschis ușa, și a pisicuța aceasta a intrat, avea o tăviță mică pe lăbuțele ei, umbla în două piciorușe și în două labe și avea niște cărmici cu cafea. Și uitați-vă ce vedeți, până și un animal e în stare să fie educat, să fie instruit, omul care este cea mai înaltă inteligență din animale, el poate mai mult poate deveni un om deosebit. Și oamenii au ascultat, s-au uitat, unii au crezut, alții n-au zis nimic, comuniștii erau la putere. Dar unul dintre ei și-a propus ceva, dintre cei care ascultau acolo. Și a doua zi, conferința asta era cu mai multe zile, zice, Dumnezeu, nu mai pot repeta odată experimentul acela că ne-a arătat că animalele pot fi educate și poate mai mult oameni. Și cum să nu? Și iară, era tot acolo pisicuța, iar a intrat, iară cu cafeluțele, dar el avea un șoarecă în buzunar. Și când a trecut pe lângă el, a pus șoricelul acela pe căriță. Pisicuța a trântit tava, cafelele și după șoarec. Și a zis, Doamne, vezi, cam asta este cu educația pe care dumneavoastră ne-o dați, când instinctele noastre primare ies la suprafață, nu-i mai educație, nu-i mai cultură, nu-i mai progres în mintea omului. Ne întoarcem la punctul de pornire. Cam așa este cu omul care nu trece prin experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Educația poate să aibă loc. Poți să-l instruiești cu un om și el poate accepta cu mintea că așa ar trebui să facă. Dar încă n-are, nu-și poate folosi mădunarele. Simțurile alea cinci, auzul, văzul, pipăritul, gustul, privirea, vederea, nu se poate folosi. Spiritual vorbesc. Dar dacă Duhul Sfânt locuiește într-un om, începe să-l învețe cum să-și folosească mădularele. Zice că mintea omului, la un moment dat, sub puterea Duhului Sfânt, sub înțelepciunea Duhului Sfânt, devine dintr-o minte omenească, chiar drăcească, spune într-un loc în Biblie, devine o minte duhovnicească, spirituală. Poate să judece lucrurile duhovnicește, spiritual. Dacă el e un copil mic, e un copil încă care bea numai lapte, dacă e un copil care încă nu e învățat să folosească mădularele pe care le are, spune aici în Epistola către Evrei, cuvintele acestea și vreau să le citesc.
spune: asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri pline de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe. Cere din tine adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se rănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Asta face Duhul Sfânt. Le-a promis apostolilor: nu vă voi lăsa orfani, voi trimite pe cineva în locul meu, el va fi cu voi, va fi în voi, vă va învăța, vă va călăuzi, vă va deschide ochii. Și să nu vă gândiți ce o să vorbiți. Că vă va fi dat chiar în ceasul acela. Scrie aceste cuvinte în Biblie. Asta e valabil pentru toți credincioșii. Pentru toți cei care cu adevărat vor să moștenească împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt nu face numai aceasta. Aceasta este lucrarea. Să te învețe, să te călăuzească și sunt rețete în Scriptură. Și puteți să o luați ca o temă de acasă. Hai să vedem ce lucrări face Duhul Sfânt când vine în urma botezului peste un om. Puteți să o luați ca temă. Să căutați versetele din Biblie. Duhul Sfânt mai face ceva. Duhul Sfânt spune Biblia că ne pecetuiește pentru ziua răscumpărării. Adică botezul acesta cu Duhul Sfânt este o pecete pe care Dumnezeu o pune pe cei pe care într-o zi va răpi la cer. Ascultați-mă! Citesc din Efeseni. Capitolul 1. Există mai multe versete și în Corinteni, scrie în 2 Corinteni și putem citi din amândouă. În versetul 13 din capitolul 1 din Efeseni spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Unii spun: Domnule, aici e vorba de nașterea din nou. Dar Domnul Hristos a promis Duhul Sfânt și Apostolul Petru în ziua cincizecimii se ridică în picioare și spune aceste cuvinte: aceasta este ce a promis Dumnezeu prin prorocul care zice că în zile din urmă voi turna din Duhul meu. Aceasta este, cu alte cuvinte, făgăduința lui Dumnezeu, spune el poporul evreu. Odată ce s-a suit la cer, o turnat ceea ce vedeți și auziți și a ținut făgăduința. Și Biblia spune că lucrul acela care s-a întâmplat în ziua cincizecimii a fost pecetea, pe lângă celelalte care le-am spus, pe care Dumnezeu a pus-o peste cei care au fost întoși la Dumnezeu de Evanghelie, au crezut în Domnul Iisus Hristos și au fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Care zice versetul 14. Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui? Repet încă o dată. Duhul Sfânt este o pecete. Botezul cu Duhul Sfânt este făgăduința lui Dumnezeu. Aici în textul acesta Pavel spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El în urma auzirii cuvântului și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Adică, și care este o arvună a moștenirii vieții veșnice. Chiar și în 2 Corinteni avem această mențiune, în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, în capitolul 1, spune: El ne-a și pecetruit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Și mai sunt și alte versete. Deci ca să ajungi să fii parte a răpirii bisericii, nu vorbim de mântuire neapărat aici. Că, așa cum am găsit și eu multe variante, există unii care fac parte din trupul Domnului Hristos și sunt biserica Domnului Hristos și au parte de răpire când vine Domnul Hristos să-și răpească biserica, să-și răpească mirea asta, să-și răpească trupul lui. Dar Biblia mai lasă loc și la judecată, la cântărirea faptelor și la alte lucruri. Nu vorbim despre asta, vorbim despre biserica Domnului Iisus Hristos. Ea, pentru ziua răscumpărării, a fost pecetuită cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care i-a fost dat credincioșului să-l trăiască spiritual, să-l îndestreze cu daruri spirituale, să poată vedea spiritual, să poată auzi spiritual, să poată să facă lucrări spirituale. Îi dă putere noase. Duhul Sfânt te pecetuiește pentru ziua răscumpărării. Și aș vrea ca tot de aici, cu copiii noștri, cu nevestele noastre, cu soții noștri, cu toți cei dragi ai noștri, să fim pecetuiți pentru ziua răscumpărării.
Amin? S-ar putea să fie unii care să nu creadă aceasta. Și să zică, nu Dumnezeu, că noi de la nașterea din nou am intrat în trupul Domnului Hristos, în trupul Bisericii și suntem cu El. Vreau să vă spun că nu e chiar așa. Și argumentez. Am auzit și această afirmație. Din momentul nașterii din nou, un credincios a intrat în trupul Domnului Hristos. Biserica primară a avut altă înțelegere a lucrurilor. De fapt, Domnul Hristos de undeva a prefigurat cum se va desfășura lucrarea Lui atunci când ne spune ucenicilor. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și apoi, în Vesimator, în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Adică trupul Domnului Hristos va fi format din voi, iudeii, apoi și din samaritenii pe care acum îi disprețuiți și nu vedeți deloc să știți de ei. Și dintre neamuri vor intra în trupul Domnului Hristos, dar asta era ceva de neimaginat pentru evrei. Trebuia să se întâmple ceva ca neamurile să fie acceptate în trupul Domnului Iisus Hristos. În trupul Bisericii. Și uitați-vă, argumentul pe care îl folosește Petru. Este învinuit, a intrat în casa unor netăiați împrejur, ai mâncat cu ei. Te-ai dus la neamuri. Dar cine pot să fie parte a trupului Bisericii? Neamurile. Oamenii ăștia care sunt necurați pot să facă parte din trupul Domnului Iisus? Se poate, într-un singur fel. Dacă Dumnezeu, urmăriți-mă cu atenție, dacă Dumnezeu mărturisește despre ei și le dă ce? Duhul Sfânt, ca și apostolilor. Și citesc câteva versete care sunt scrise în Cartea Faptele Apostolilor. Deci aici, atunci când ajunge Petru în casa lui Corneliu, spune că din și tăiați împrejur. Care venisele cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind de Dumnezeu. Atunci Petru a spus acele cuvinte care deja încă le-am spus. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și totuși nu-i destul atât, el are o discuție, o dispută cu frații la Ierusalim. Și va trebui să se scuze în fața iudeilor și să le repete din nou. Cum am început să vorbesc? Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi. La început. Și zice Petru, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și spun aceștia de la Ierusalim acestea. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potrivit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis. Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Dar urmează cel mai confundent verset din Fapte 15. În Fapte 15, tot Apostolul Petru spune aceste cuvinte. Fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei. Și să